i-a bătut cu cureaua. Cine i-a bătut cu cureaua? Doamna respectivă. Pentru că nu știa o poezie. N-a reușit să memoreze o poezie cum trebuie și i-a bătut cu cureaua. Și le dădea și cu pumnii. Mai credeți în această ipoteză că Ana ar fi căzut din pat și așa s-ar fi produs decesul? Ce sunt cu acele lovituri de pe corpul ei? Noi n-am crezut niciodată că Ana a căzut, pentru că noi la început, de fapt, poate un pic la început, primele zile, dar după aia când noi am cerut să o mormântăm pe Ana, ei nu au vrut să ne-o dea inițial, au întors-o din drum, era la Izvin și trebuia să ajungă la Reca și au întors-o din drum. Și ne-a fost frică că o să-i sigileze sicriul ca să nu o vedem noi pe Ana. A fost momentul în care noi am și luat legătura cu presa, pentru că ne-a fost frică de ce se poate întâmpla. Și când am văzut, atunci ne-am dat seama că e clar că a bătut-o, pentru că nu era urmă pe corpul ei fără lovitură. Deci, na, pozele au fost făcute de către mine cu familia și peste tot, inclusiv în zona intimă, are lovituri. Moașa fratelui Anei, fetița care a murit fiind în grija unei asistente maternale în vârstă de 71 de ani, rupe tăcerea. Aceasta declară că a ascultat terifiată mărturisirile frățiorului Anei. Băiețelul de 7 ani spune că au fost bătuți și pedepsiți, ba chiar, spune femeia, micuța ar fi fost ținută trează în genunchi aproape o noapte întreagă de asistentul maternal. Dacă te lovești, te lovești pe o parte și atât, dar ea era lovită peste tot și nu avea numai lovituri, avea și zgârieturi, se vedeau urme de bătaie efectivă și când ne-am văzut și cu Stevin și el ne-a zis că avea lovituri, doar că lui i-au trecut, adică avem și de la copil confirmarea. A început să povestească că pe Ana a ținut odată trează aproape toată noaptea în genunchi, și că Ana era foarte somn, era moartă de somn, așa s-a exprimat el, și că aproape în fiecare zi le dădea să mănânce slănină, că țipa la ei, că îi înjura, și că inclusiv de bebe, Febi avea grijă de el. La vremea respectivă, Emanuel, cel mic, avea 4-5 luni, aproximativ. Și atunci Febi a avut grijă de el pentru că ea îl lua și îl scutura dacă plângea. Copiii, după ce ar fi fost luați de la asistenta maternală de 71 de ani, ar fi fost dați unui alt asistent maternal, care se pare că primise în trecut o amendă penală pentru violență.